Și dacă nu, să dă pe asta. Nu te uiți, să vede. Ce s-a întâmplat? Veneam din partea Sărași și aici la o mașină eram în fața oamenii din spate, erau într-o depășire și brusc mașina, fără a semnaliza, a semnalat în scurt timp și a vrut să intre spre stânga și eu l-am lovit în mijloc sau în partea spre spate. Deci s-a tăiat calea, cu alte cuvinte. Da, pur și simplu el a vrut să intre aici, la magazinul de tractoare și eu am venit unde eram depășit și pur și simplu a dat pe mine. Câte persoane erați în mașină? 5 persoane. Rănite sunt? Da, am înțeles că este un rău la spital. Și de ce poate nu spune că vedem că eram asigurat corespunzător pe asfalt când se intră în depășire, iar autovehiculul în fața mea nu a semnalizat din timp și a pus la stânga și mi-a luat fața și am intrat în mijlocul meu. Da, și nu știu nimic de atunci. Am plecat, ne-a luat salvarea, ne-a dus la spital. De acolo poliția nu știu ce a făcut, a luat actele la mașină. Mașina care s-a fost lovită, am văzut că a luat-o. Și nu știu mai departe ce se întâmplă, unde sunt actele și nu știu. Deci poliția n-a venit la spital până acum. Nu se declară nimic. Ok. Uite acum, eram în depășire. Nu. Uite acum, eu mă spate, uite-mă. Eram în depășire, vezi? Și-a făcut direct, iau deci. Au, mamă. Nu? Deci tu erai în depășire, mă, deja. Da? Păi nu ce să fac, mă. Erai în depășire și nu am ce să fac, mă, poate vine și nu mă doveză. Cine? Aici e băiatul de la noi de aici. Da. Ce să fac? Strigam la ăștia. Oameni, să vină. E de domnul de spate, nu? Spate. Acum încerc să-ți cuvătate. Da.